e dată cu roșii. Păi ce le trece la ăștia prin cap și mai nezărice, da. Știi, eu m-am gândit așa mai bine și vreau să trecem cu relația noastră la nivelul superior. Da, la... La nivelul superior? Da. Păi dar nu ziceai tu că căsătoria, virgulă, omoară pasiunea în cuplu? Și dacă mai vine și un copil, omoară și alte chestii, nu numai pasiunea. Omoară și psihicul, că vin zile întregi de nesomn, omoară și fizicul, în cazul tău, că o să tragă de ele până le face bretele. Mai pupăză. Nu că nu mi-ar plăcea bretele, că uite, chiar și pur, poftim. Acele mic, că sunt bărbat. Nu se vede, că turui în continuu ca o țață. Lași din gură și lasă-mă să termin ce vreau să spun. Nu vreau nuntă. Ah, vrei să ne căsătorim doar la sfat? Excelentă idee, că e pe ieftin. Se vede că ești o femeie de afaceri de viitor. Da, să știi că tot familie devenim. Deci o să avem aceeași problemă. Că a put pasiune. Pupăză, taci! Ha? Nu vreau nuntă, nu vreau cununie la sfat, nu vreau nici măcar copil din flori. Eu vreau să trecem cu relația noastră la nivelul superior din punct de vedere sexual. Adică vreau să facem chestii pe care nu le-am mai făcut până acum. Da? Da. Păi mai există chestii pe care nu le-am făcut, că am făcut cam tot ce se poate. Asta crezi tu. Uite, de exemplu, putem să aducem... O a treia persoană! O, da! Adică, menaje a troa. Excelentă idee, că asta nu făcusem până acum. Uite, încearcă să o convingi pe Cora. Că e curată, e sănătoasă, că doar o verifici periodic, nu? Că lucrează la tine. Și sigur o să păstreze discreția, că doar nu-și riscă ea jobul pentru niște... Pupăză, eu nu la asta mă gândeam. Ai altă tipă? Mai tare! Ce tare! Cine? O cunosc? Pupăză, nu am nicio tipă. Vrei să aduci un bărbat? Bela, eu ți-am mai zis, eu nu fac așa ceva pentru că eu sunt hetero până numai după osului, da? Nu, mă, că nu aduc pe nimeni. Știi că sunt posesivă și nu aș vrea să te împart cu alții, indiferent de sex. Așa te vreau. Dar nu zici că ai fost aproape? Aproape de cine? De fantezia pe care vreau să o punem în practică. A. Vreau să te costumezi în gay. Alo, alo! Tu nu ai auzit ce am zis cu hetero, cu osul? Eu nu fac așa ceva pentru că am și o prestanță, o demnitate, o YMCA, da na 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 na, YMCA, da na 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 na, YMCA. Știam eu că o să ne înțelegem. Da, ia, că vreau și cu recuzită. Și că... Ia să vezi... Auzi, da... De unde ți-a venit ideea cu... De la tine. De la mine? Exact. Atunci când ai crezut că refugiatul e trimis de mine pentru menaj a troa. Deci tu o să fii gay și o tipa care o să te convingă să o faci cu o femeie. Înțepenitea binelea. Mai mișcă-te. Păi, asta fac. Auzi, da, tu n-ai înțepenit? Ba da. Ce tragi, Damias, faci? Ce, țănuță, bine? Te-ai țăcânit completamente? Agent? Da. Chiurete, mai lasă autoritatea asta penibilă, că nu suntem decât noi doi. Și camerele? Nu mai e nicio cameră, că le-am desființat eu când ne-am cuplat. Dar ce, mă credeai inconștientă să furnizez material erotic către tot Ministerul de Interne, să devin Pamela Anderson a Poliției Române? E, oașcă, chiar dacă nu e camere, ce te faci dacă intră brusc în birou, dă năvală, domn ministru? Ca să verifice cum s-a implementat la noi în colectiv nou coleg cu dizabilități. Rete, infantilul de mușchiulică. Și mă vede că l-are pe altă situație decât prevede fișa postului. Ce facem? Nu zburăm de acelea amândoi? Zburăm. Hai mă, căpșunicu, dar e posibil de fiecare dată trebuie să-ți explic că la un copilaj mic, ca lui prostăvanul de mușchiulică. Numai la mă întreabă, unde e șeful toaleta de băieți și care aia de fete? Și de ce la băieți e pisoar și la fete nu? Hai, bun, Chiorețel, că ți-am făcut doar un masaj, n-am vrut să te las însărcinat. Eh, ce contează? Autoritatea nu-mi permite să permit asemenea atitudini de fete. Mai ești un puțin tică răbdare până ajungem acasă, Căpciunico. Și acoarea,
Poți să te răzbuni pentru autoritatea mea de șbir tacile de la birou. Așa o să fac. Cu minte! Am încercat toate variantele posibile, dar nu pot să scap de el. Se ține Sky de mine. Nu știu cum naiba să explic că nu mai sunt șanse de împăcare. Nu știu, mă, cuplează-te cu cineva. Simplu. El speră la o împăcare pentru că te vede liberă, dar dacă o să te vadă pe tine în tandrețuri cu altul, o să înțeleagă că totul s-a terminat. Asta e. O imagine face cât o mie de discuții. Și cu cine să mă cuplez, șefa? Crezi că e atât de simplu? Păi dacă iau așa tot ce pică la întâmplare, o trecat din lac în puț. Atunci aranjează și tu cu cineva să joace rolul gagiului. Ca să nu-ți creeze obligații, doar cât să vă surprindă Costeluș. Și după aia, pa! Dar vezi să fie un tip sexos, ca să se explice de ce ai făcut așa o pasiune bruscă. Și să nu iei vreun papă lapte, că se prinde Costeluș și media că nu e prost. Eu știu, mă, șefa, ce să zic. Dar nu crezi că e o soluție cam dură? Păi dacă mă vede așa dintr-o dată în brațele altuia, o să fie terminat. Nu știi, Costeluș e foarte sensibil. Știu, mă, fată. Dar situațiile critice necesită soluții dure. Asta e, n-ai ce să faci, altfel nu scapi. Și știi ceva? Dacă o să fie terminat, o să se refugieze în muncă și o să-i crească productivitatea. Deci o să avem toți de câștigat. Strategie! Da. Mă, asta să știi că este bună. Ia uite-te. Gata, căpșunicu, am terminat. Acu-s gata de... Gata, căpșunicu, am terminat. Acu-s gata de... Călcat rufele, vezi că sunt în baie. Păi, căpșunica mea, poate să nu le calci tu? Nu, că eu am treabă, nu vezi? Nu. Păi normal, că de când ești șef, ți-ai transformat numele în renume. Nu mai vezi decât ceea ce-ți convine. Căpșunica mea, mi se pare mie ori tu te cam răzbun pe mine, că fiindcă eu îmi fac datoria la secție. Că datoria mi impune să fiu autoritar și dârz. Cum să mă răzbun pe tine, căpșunoiule? Din contră, eu lucrez ca să corespund exigențelor tale de la muncă. Păi ce tragi de lucru ăsta, mă mică? Că tu citești presa. Adică mă documentez, dragă, că presa e de 1000 de ori mai informată decât noi. Nu vezi că aici spune care sunt infractorii cu luni de zile înainte și când trebuie să fie arestați? Hai, hai, fuguța la rufe, că dacă te duci cu cămașa boțită la muncă, îți dai naibii autoritatea singură, asta vrei? Dar s-o văsimă, mica, nu poți să fac singur toate trebile casnice. Dă-și tu o mână de ajutor. Dar eu cum pot să mă duc în toate misiunile singură? Ce, tu-mi dai mie vreo mână de ajutor? Ba din contră. Când eu vreau să-ți dau, mi-o respingi brutal. Aha, deci vezi, am avut dreptate, e vorba de răzbunare, na? Nu e vorba de nicio răzbunare, paranoicule. Vreau doar să echilibrez balanța asta a responsabilităților. Tu la serviciu și eu acasă. Păi da, dar serviciu obosește mai tare, că acolo e responsabilitate multă. Că funcția asta de șef e stresantă. Eu obosit sunt pe psihic, nu fizic. Pe fizic sunt bine. Ai, lasă. Păi, da. Păi călcatul nu presupune muncă psihică. E doar așa o mișcare de mână, un tu te vino, tu te vino. Și între timp creierul se odihnește. Fiorete, dacă te mai contrazici mult cu mine, o să aplici mișcarea asta nu doar la călcat, ci și în multe alte părți. Gata treaba, șeful? Nu, păi nu. Adică, da, nu e gata, că am văzut acolo niște praf după ușă. Wow! Așa, iubire? Păi tu faci treaba de mântuială? Ia, pune mâna și mai dă un rând. Că tu, în calitate de șef, trebuie să faci lucrurile exemplar ca să ți inspiri subalternii. Așa e, mai dă un rând ca să fii exemplar. Ce te-aș bate. Hai, mă, ești gata? Ce durează atât? Că ți-am zis să schimbi doar hainele, nu și sexul. Wow. Ești Freddy. Care e Freddy? Krueger sau Mercury? Mercury, evident. A, păi atunci. I want to break free. Sper că ne-ai dat liber tuturor, că nu vreau să mă fac de cum arăt, adică... Arăți foarte sexy, deșteptule. Da? Și da, normal că le-am dat liber, pentru că nu vreau să vadă nimeni imaginea asta. Yes, uite. Bela, ce faci, dragă?
Îmi iau material didactic pentru atunci când nu o să fii cu mine, ca să-mi fac poftă de tine. Oh, da. Vai, ești super sexy, pupă zăghei Grigoraș. Bela, încetează, că dacă aude cineva, așa o să mi se spună și n-ai bine. Pupă zăghei Grigoraș. N-auzi, tragi din gură. Ne ocupăm eu cu ceva. Cu ce că n-am trecut pe la șaorma? Bela, păi tu... Ia dă-mă și mie cârtie aia de-i căzut acoale. Nu știu. Hai, mă, mi-o dai ormâi la mișto. Deci continui cu bătaia de joc. Exact. Cum ai făcut și tu aseară, da? Ce am făcut, mă, i-a remarcat, doar că mai era un pic de mizerie după ușa atât. Și la fel, că și cârtile care e căzute pe jos nu-i tot mizerie, e tot mizerie. Ia, uite, acum șa de mizerie la noi în birou. Ia, mă, da, cu alea, că acum intră domn ministru și o să creează că suntem îngălați. Da, cine, Șico? Da, mă, mica, cumpăr, cum să nu cumpăr? Mă, știi că... Așa. Două pachete. A, varză, varza să nu fie paloasă, să nu fie. Două chile. Aha, roșii și frumoase. Da, mă, mica, să fie și gustoase. Păi nu le gust eu, că mă știi că sunt dracu pe sârmă pântre tarabele alea de la țărani. Păi dacă nu mă pricep eu, să mai pricepe nici dracu. Cârtie. Da, ce miros aibă cârtia? Ciorete! Da, șeful, acu viu! Hai că te sun mai târziu de magazin, că acum a chemat Giorgău până la el. Te pup! Pa, drăguță, pa! Să trăiți! Necontenit! Ia să vedem dacă mai ții tu minte ce cumperi tu de la piață, regele cumpărăturilor. Mai cumperi ciuciu. Domnul Pupă Zăghei Grigoraș? Bela, încetează! Relax, frumușelule, că sunt singură, de-aia te-am și sunat. Dar hai repede până încoace, că am puțin dică treabă cu tine, dar repede până n-o fac cu ăsta din fața mea. Dar cu cine ești, dragă? Cu Pupă Zăghei Grigoraș. Mă uit la poza cu tine, gelosule, și nu zici că a funcționat materialul didactic exact așa cum bănuia? Hai repede încoace. Hei, bună! 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 Poftiți, luați loc, vă rog. Domnul este redactorul de la Manpower. Știi că ți-am povestit. A, da, vreau un tip arătos pentru o copertă non-conformistă, nu? Exact, da. Păi veniți să vă arăt niște fețe și o să alegeți dumneavoastră. Ok. Ăsta e. Ăsta-mi trebuie. Auzi, da, tu nu ai treabă? Poți să pleci. Da, da. Hai, poți să pleci. Rezolv eu cu domnul. Ok, atunci plec. Hai, pa, pa, pa. Pa. Îmi pare rău, dar domnul din imagine nu cred că o să vrea să pozeze pentru că nu e manechin. Nici dacă îi ofer 3.000 de euro? Dar o să încerc să-l conving. Și, dar ce zic eu că o să încerc? E ca și convins. Mâine putem să facem shooting. Perfect. Da. Poponețule, nu mi-ai văzut cumva telefonul? Nu, șefa! Hai, sictir, ironicule! Dar nu e nicio ironie, șefa! Îmi pare rău, îți spun așa pentru că cine a fost odată șef de secție rămâne cu titulatura. Exact ca la miniștri, n-ai văzut domnul ministru? Și el n-a mai ministru de nu știu când. Plus că aici, în casă, tu ești șefa, șefa, ce naiba? Adică, Chiorete, oricât s-ar chinui el să facă pădurul, să nu știu... N-are nicio șef, nu e, e slab. Nu se chinuie deloc, intrigantule. Ba, din contră, e foarte ascultător. Ia să vezi acum cum o să vină cu sarsanalele. Ful ca albinuțu. Șefă, șefă, nu cumva ăla-i telefonul care-l cauți? Ba, da, cum n-ai de ardu? Uite unde era. Iar s-a închis porcărie chinezească. Iuhu. Yo, uite, albinuțu a venit fără coșulețele de polen. Mă recunoști? Iubire, dar unde-s cumpărăturile? În magazin.
Că de oră te sun ca să reditezi lista, că am pierdut lista. Și dacă să cumpăr ceva tâmpenii, n-am mai cumpărat nimica. Altădată s-a răspuns la telefonică. N-am răspuns că iar s-a închis tâmpenia asta, că așa e când te zgârcești și cumperi joase. Adică, că tu l-ai vrut. Păi tu mi l-ai băgat pe gât, că ai zis că e bun raportul calitate-preț, că la altele plătești doar brandul și calitate-fricție. Păi și ce, nu e așa, că îți o păiei ca iata? Vreau pe ăsta, vreau pe ăsta, vreau pe ăsta. Păi, să mai cerceați, iertați-mă. Ce? Că vă întrerup, dar nu cumva aceea este lista despre care se vorbește? Ce? Cum m-a apărut acoale? Păi nu știu, mă, n-am o fi venit cu tine. Că Adineu nu era aici, că a căutat șefa telefonul și o vedea. Deci așa, Albinuțule? Așa ce? Minți că ai pierdut lista numai ca să nu cumperi ce te-am rugat eu? Adică să nu faci ce ți-am zis eu. Să-mi dai naibii autoritatea, facă-ți lista în ochi și să o vezi mai bine. Că eu am plecat. Măi, Persicuțo, hai, uite. Stai, mă, că mă duc tot eu, Persicuțo. Nici o Persicuță. Persicuțo. Dar să știi că trebuie să mă premiez dublu pentru că am o surpriză pentru tine. Ah, ai convins-o pe Cora să o facem în trei? Bă, tu chiar visezi la aia? Zi, că o las în locul meu să te sponsorizeze ea. Ce, stai, mă, dragă, că a fost o glumă, că gheii sunt simpatici, dragă, sunt Caterin Coș și cum poți să crezi că te-aș da pe neexperimentata aia? De-aia zi, ce surpriză ai? Redactorul șef de la Manpower vrea să te pună pe copertă. Pe bune? Da, dar așa. Hai, mă, lasă glumele, adică e glumă, nu? Dar tu ai nebunit? Păi cum să apară așa? Vrei să-mi dau naibii imaginea? Eu sunt uita mai fostul candidat la președinție și poate o să mai fiu. Păi cine n-avea votează un pervers în fruntea unei țări ortodoxe? Mă pupă, ză, că nu te recunoaște nimeni. Uite, dacă vrei, îl chem pe Gogoașa să-ți facă niște poze, exact așa cum o să fie în shooting, să vezi că nu te recunoaște nimeni. Nu vreau. Îți dă 1500 de euro. Ia zi, cum dau mai bine? Ce-a? Pricep, mă, toate poznarele e cu sute. Ha! Tu mi-ai luat lista, sabotorule, ca să mă bagi în șucăr cu Persicuța. Bați câmpii, frățioare, zău așa. Bat câmpii? Vezi să nu mă apuc să te bat pe tine, Alifie. Bă, nenorocitule, dacă era să încază lista, îmi cădea în magazin când am cătat-o. Nu Acilea, că Acilea nici nu m-am atins de poznare, deci e clară treaba. Dar poate nici n-ai pus-o în poznar. Poate ai pus-o în cașchetă, unde pui tu de obicei lucrurile valoroase. Auzi, mă, știi ce vreau să-ți spun? Ce? De când ai devenit șef, ești cam împrăștiat. Pe cuvântul meu de onoare. Și, oricum, lista ar fi trebuit să o memorezi, că ăsta e un exercițiu care dezvoltă intelectul, da? Și te ajută să nu te mai faci de râs așa cu o listă. Ai pierdut lista, ai tale, te-ai făcut de râs. Ah, azi că ți-o plătești, că ți-e cap de-mi el. Bună ziua, pe cine căutați? Bună ziua, eu sunt manechinul pentru Manpower. Îl așteptam pe domnul Gogoașă ca să-mi facă niște poze. Vine Gogoașă? Super! Păi și nu vreți să vă ajut să fiți mai în formă? Adică să se evidențieze mușchiul mai bine. Domnișoară, eu nu sunt... Adică sunt gay, să știți. Ah, cu atât mai bine. Că îmi testez și aptitudinile. Da? Talentul. Oh, da. Cora, ce faci? Da. Fac ce vreau. Sunt o femeie liberă. E o femeie liberă, face ce vrea. Ce... Tu să taci! Ce? Când o să înțelegi? Ce? Cu asta e... Ți-o arăt eu. Cora! Oh, da, Cora. Avem dreptate când e zlubela că Cora, fără virgulă, e a treia de trei ori. Ce e a treia? Poponețule, azi vreau raportul gata. Păi,
Abia mi l-ai dat, șeful. Așa e, mă. Dar mai trebuie să puneți și voi osul la treabă. Destul cu lănăiala asta cu săptămânile, cum v-ați obișnuit. În două ore îl vreau gata. Păi nici măcar nu o să fiu aici. Că peste o oră plec în teren, că mi-a dat Chiorete misiune. Tocmai ca să nu pot să fac raportul, zbirul naibii. Lasă-mă că ți-ajunge și o oră. Îl pui la tine în cutie, da? O să încerc. Nu încerci, o faci. Să-l dai afară imediat! Costele, nu am cum să-l dau afară, că fac bani cu el. Nu mă interesează. Și stai liniștit că nu ți-o fură pe Cora, pentru că este gay până măduva osului, dacă înțelegi unde bat. Dacă ăla e gay, mi-e încurc pletele râu, uite așa. Explică-mi de ce era că l-are pe Cora? Cum era că l-are pe Cora? Uite așa era, o încolăcise total. Avea numai mâini, parcă era Miria Pod, cu două mâini. Îi făceam mamografie, cu alte două mâini îi făceam vasectomie. Ăsta, ecografie. Ăsta, epilepsie. Ah, ce pume am! Îi făcea test de sarcină. Uite așa era, încolăcise în jurul ei peste tot. Da, aha. Și du-te, să facem compot. Am înțeles. Da, mămica, nu, că de data asta sunt foarte atent, nu mai pierd lista ca data trecută. Da, mămica, eu te acum o pun la poznarul de la pept, da, lângă inimioara care bate numai și numai și numai și numai pentru tine. Te îmbrățișez, te iubesc. Da, ți-am făcut. Fă și tu. Te îmbrățișez, pa, mami, pa. Tu ce dragi de-a mea să faci, mă, Acilea? Parcă trebuia să pleci în misiune sau care-i treaba? Păi plec acum, dar stai că trebuia să termin dosarul ăsta care mi l-a cerut șeful. M-am uitat să... Scuză, hai, du-mi scuzca, băi! Hai, succes, mă! Scârbă! Esta cuș! Esta cuș! Eu te văd, să-i bate inima-n dreapta, fie... Cum? Ochi pentru ochi și sabotaj pentru sabotaj. Misiunea, bă! Misiunea! Minți! Minți! A văzut cu ochii lui cum o pipăiai! Bela, Bela, te rog, ascultă-mă! Eu am pipăit-o ca să testez dacă mă recunoaște sau nu, dragă. Ca să mă asigur că e deghizarea bună. Că dacă află ea de la revistă cine în spatele deghizării, se duce nării contractul. E, de ce? Pentru că patronul publicației este unul dintre candidații la președinție care a pierdut alegerea din cauza mea. Și îți dai seama că de atunci mă urăște de moarte. Auzi și știi ceva? Ia, rezolvă tu cu Cora că e angajata ta. Să nu se mai dea la mine, că îmi strică și deghizarea, zău! Credeam că mi-ești camarad, dar ești o bestie. Sictir? Ce face? Nu, că așa-mi trebuie, dacă ți-am dat nas, obraznicule. Dar lasă că tot eu ți-l tai. Ghiul era pupăză? Exact. E deghizat pentru o ședință foto. Scuză-mă, șefa, n-am știut. Eu nu am vrut decât seara logogoașa că sunt liberă. Strategia pe care tu mi-ai zis-o. Știu, mă, știu, stai liniștită. Dar, pupăză, de ce mă... De ce m-ai pipăit, măgarule? Că tu ai știut că sunt eu. Calmează-te, că n-am vrut decât să-și verifice deghizarea pe care tu acum ești în stare să o strici. Se poate, stai jos. Dacă stricăm deghizarea, pierdem contractul. Calmează-te. Tu, da. Du-te și mai pudrează-te odată. Hai că vine ăla acum. Pe bune, șefa? Dar ce are, dragă? Lucea? Deci, am ajuns bătaia ta de joc, bă, Cheliosule. Dar ce s-a întâmplat, șeful? Ce s-a întâmplat? Nu știi ce ai lăsat scris în raport, a? Bă, dar știu ce am lăsat scris în raport, dar asta e adevărul adevărat. Adică îmi pare rău, pe unii pot să-i deranjeze, dar n-am ce să fac. Deci nu te dezici de obrăznicie. O ții langa până în pânzele albe. Ok, bă, măcar nu o să-mi pară rău când o să-ți cer suspendarea. Suspendarea mea? Dar de ce, șeful, că raportul era impecabil? Și ce, mă, asta îți dă dreptul să jignești superiorul? Și cu pe cine? Adică ce-am făcut? Ce, uite ce naiv e, ce-ai făcut? Acum o dai la întors, ai ghinion că iete, am păstrat dovada.
Uite-o, mă, uite-o! Ia, ia și citește! Ia vezi, nu e scrisul tău, a? Nu e scrisul meu! Nu e scrisul meu, ăsta e scrisul lui Chioreti, ia! Mamă, nu-mi vine să cred cât de mizerabil poți să fii, bă, Coponețule. Ai premeditat totul ca să-l dai jos din funcție pe nefericitul ăla. Dar iarăși ai ghinion că cel care va fi suspendat definitiv din secție vei fi tu. Și nu zic doar din secție, și din poliție. De peste tot, nici la gardie nu te mai angajează. Chiorete, în clipa asta îi faci raport de retrogradare lui Poponeț. Am înțeles. Dar de ce, șefu? Ce s-a întâmplat? Iete de-aia. Îți vine să crezi, mă, cum mi se adresează obrăznicătura? Și pentru ce, mă? Pentru că l-am pus să facă mai repede un raport. Șefu, dacă permiteți, mă ocup eu de cazul ăsta. Îl știm pe amărâtul ăla de ani de zile, bre. Ne-a fost coleg și la bine și la greu. Și cu tot respectul, crezi că hârtia asta nu era pentru alte matale, ci pentru mine. Eu ofticat, efert. Efert că eu am ajuns șef în locul lui și nici nu mai vrea să recunoască frăția Petreuși. Nu zici, mă, că așa mi-a zis și mie. Dar nu contează, că tot jignirea adusă superiorul lui e, că e șef, nu? Așa e, aveți dreptate, dar eu sunt un șef mâini tintel cald de batale. Deci propun că și pedeapsa să fie mai blândă. Drastică, dar mai blândă. Cum zici tu, mă, să trăiți. Trebuie să-l bați? Nu prea. Nu e gay? Înveci! Da, mă, nu este. E pupăză deghizat. Acum te-ai liniștit? Pupăză? Da, așa-l vrea clientul pentru ședința foto. Ah. Și atunci de ce s-a dat la cora mea, mă, ca un nemernic? De ce ai lăsat-o, mă, pe cora mea să se dea la tine, nemernicule? De ce? Măi, Gogule, stai, mă, liniștit, că sunt eu pupăză, mă, și ce aici nebiu? Pupăză G. Grigoraș. Nu zici că ar trebui să schimb numele în pupăză gay, Grigora? Ah, ai zis că nu spui nimănui? Doar lui șeful. Super! Putem să ne luăm adio de la contract. Ce-ai făcut, măi, inconștientule? Să știi că-ți opresc pierderea din leafă. Uh-huh. Da. Și asta nu mai pot eu. Da. Să continuăm. Cum? Să continuăm? Da. A zis șeful tău asta, să continuăm? Da. Și plătește și contractul? Plătește. Gugule, ce mai stai, mă, treci la aparat? Treci la aparat. Deci pachetează, mă, amețitule, că te-am scăpat eu de retrogradare, ți-ar bătu al dracu. Chiorete, tu-ți bagi joc de mine? Nu mai e nevoie, mă, că mi-am bătut joc destul cu biletul ăsta. Dec, mă, dec, cine sapă groapa altuia, adoarme în tramvai, și de parte ajunge. Băi, îmi pare rău, dar... Tu m-ai trimis în misiune. Șeful, dar tu ți-ai editat, mă, raportul de făcut. Era și eu nervos. Păi și de une dragi, Damiaste, piaptele, să știu eu că ți-a dat Matiescu, dar făcut un raport. Și astăzi. Mai bine zi cum i-ai furicit prima listă. Aia m-ar interesa. Ce să... Îmi pare rău, iartă-mă. Da. Mă, zi-mi cum să mă revanșez, dacă... Cum te mai revanșez? Băi... Începând în clipa asta, timp de o lună de zile, faci cumpărăturile pentru casă. Singur, singurel. Ți-am clar? Da, le fac, da. Dar punem banii așa cum am pus până acum, participăm cu toții la cheltuieli. Ok. Bă. Da, cu o condiție. Dacă care cumva ui să cumperi ceva ce e trecut pe listă, plătești singur toată cumpărătura. Bă, e ok? În ziua aia. Gata! Hai, dă lista pe azi, gata! Hai, mulțumesc frumos! Ne. Șoficuța ți-o dă. Că știi că trânsa se ocupă cu făcutul listelor. Pune mâna pe telefon și sună. Acum! Șefasă română, scuze dacă vă deranjez. Astăzi o să mă ocup eu de cumpărături, de fapt vreo lună așa. Ziceți-mi și mie ce trebuie pentru casă. Da, scriu. Da? Aha, am înțeles. Două. Și cu... Bine, și pentru mine le trec eu, da. Gata, să rămână, mulțumesc! Scuzați de deran. Ce faci, mă, dă un coace? Ne. Asta rămâne la mine. Păi, tu până acum trebuia să o memorezi, bă, nenică. Că mi-a zis mie cineva că chestia asta e un exercițiu foarte bun pentru antrenarea intelectului. Căci că fiindcă... Oh! Eu nu vreau acest întâlnit pe la mine pânsețe pe aici, s-a înțeles? De să o mai văd odată măcar! Și încă una? Și e gata. Auză!
pozele. Cum de a fost barul ăsta nu de acord să apar eu pe coperta revistei? Dar cine a zis că o să apar pe coperta revistei? Păi și, adică, atunci unde o să apară? Nicăieri. Șeful o să păstreze fotografiile astea pentru viitoarea campanie electorală. Asta așa, ca să nu mai candidezi împotriva lui data viitoare. Ce, mă? Dă-i imediat cardul înapoi! Asta nu este cardul tău. Gugule, ia-l tău! Ia-l! Nu pot să-i iau, că altfel o să plătesc din leafa mea tot ce nu o să plătească el. O să mi-o plătești! Exact asta și fac, pupăza. Altădată să te înveți minte, să te mai dai la iubita mea. Dă-mi cardul înapoi, că te omor, mă! Pupăza! Eu te sfătuiesc să nu ieși așa din clădire. Că o să apari în toate ziarele, până la pagina 3, 5, 7, 9. Mă rog, toate paginile astea fără soț, cât se vede că e nevoie. Inimioară care bate în mâini și bate pe dreapta lui inima, mă, prostul de țărandă. Pică putu. Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, mă? Ce căută? Sunt și eu curios. Sunt curios. În clipa asta îi faci raport de retrogradare lui Popoleț. Hai, gata, hai, ieși. Eu m-am ținut. Nu poți să joci cu Matescu. Trebuie să joci clasic cu el. Hai. Ca chestia asta e un antrenament foarte bun pentru... Exercițiu. Exercițiu intelectului. Da. E un exercițiu foarte bun pentru antrenarea intelectului. Că eu nu vreau tătare în pace pe secție. Incredibil, mâncați așa. Incredibil. Ne, asta te pieresc, la mine. Te pieresc. E un exercițiu foarte bun pentru antrenarea intelectului. Îți vine să crezi că eram uitat? Și tu nu vrei? Nu. Niște... Dacă eu nu vreau tântălui pe aici, da, pe secție. Niște tântălui pe aici. Cum pot să zic eu chestia asta când pare că sunt singurul prost aici? Cum? Deci asta cred că mă face să n-am curat să eu zic. Da. După ce am dat 8 ori, 9 ori de o gherlă. Eu nu vreau acest tântălui pe aici. Păi nu sunt foarte sigur pe mine.